Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou clip. Dragii mei, sunteți pe canalul Pro Construct. În clipul de astăzi o să vă arăt cum se montează o ușă de interior. Aceasta deja am montat-o, haideți să montăm una împreună, să vă arăt exact pașii care sunt de urmat pentru o montare corectă. După cum bine știți, eu lucrez cu Contratoc, care este rolul acestuia. Mă repet în fiecare clip când fac montajul, dar o să spun și acum. Pe viitor, dacă vreodată se va dori schimbarea ușei, niciodată nu va trebui să spargeți peretele, decât pur și simplu o demontați din acest Contratoc și o înlocuiți fără nicio problemă, exact cum s-au efectuat și aici. Deci pur și simplu va veni prevazul îmbrăcat, s-a pus niște șuruburi de fixare, aici niște spumă doar pentru etanșare, atenție mare, doar pentru etanșare, la nevoie se taie frumos cu un cutter și după aceea se schimbă. Haideți să montăm ușa împreună. Deci prima și prima oară vom scoate tocul afară. Atenție mare cu cutterul să nu intrați prea mult, pentru că riscați să atingeți pervazul sau ce găsim aici înăuntru și nu e ok. Deci doar la vârf. Ok. Prima oară găsim pervazurile care deocamdată nu ne interesează, le scoatem afară cu grijă și le dăm la o parte. Pe noi acum ne interesează doar tocul. Atenție mare, o puneți întotdeauna cu partea rotundă în sus, pentru că asta e partea care se va vedea. Adică zic să nu riscați să o zgâriați, de-aia zic. Aici avem celelalte prevazuri, pe noi ne interesează doar tocul. Asta o să-l dăm la o parte. O să încercăm să efectuăm montajul. Întotdeauna garniturile sunt puțin mai mari, va trebui să le tăiați dumneavoastră exact la 4-5, cum este aici. Ei le lasă puțin mai mari ca să nu se mai chinuie, vă dați seama, le pune pur și simplu și ok. După ce am făcut tăierile, facem tăierile și la partea de sus. Ok. Acum pur și simplu le vom mufa, dacă pot să spun așa. Deci trebuie să încercați să o puneți cât mai apropiată posibilă. Oricum nu este o ușă foarte scumpă, ca să se pupă perfect aici la cum trebuie, dar totuși încercăm să fie cât mai corect posibil, cât mai lipit. Ok. Eu folosesc niște negrese de special de lemn, cele de 75. Aici la fel, aceeași chestie. Deci șurubul se bagă decât puțin și apoi se trece din nou să fiți sigur că stă bine. Ok. Acum că le-am prins, ce ne rămâne decât să o punem acolo pe poziție și o să vă arăt pașii care sunt următori. Deci următorul pas, am zis, o punem pe poziție cum trebuie. Vedeți exact ce vă spuneam, Contratocul are
încă un centimetru de aer, care oricum aici va acoperi acel prevaz. E bine să aveți puțin joc, dar ele au fost montate corespunzător și încercăm să o echilibrăm, să fie pe mijlocul contratocului, nu? După aceea selectăm cum dorim să se deschidă ușa, că vrem să se deschidă așa sau așa, în cazul nostru proprietarul dorește să deschidă în stânga, pe această parte, atunci balamaua va veni aici, nu? Deci luăm de bun această parte, ne vom folosi de niște pene de lemn, atenție mare, niște pene de lemn trebuie, după aia o să vin să mă apropii să vedeți despre ce este vorba. Deci prima oară să bate o pană exact aici, nu în mijloc, nicăieri, decât aici unde este piciorul, unde este tare, dacă pot să spun așa. Ok, după aia bineînțeles, ea se va mai bate un pic stânga-dreapta, haideți să vă arăt un pic pana. Vedeți, aceasta este pana de lemn. Nu ne interesează deocamdată să fie bolobong, nu ne interesează nimic. Important că este băgată la pană, ok? Ea nu se mai mișcă. Abia acum luăm bolobocul și o controlăm. Vorbim de un boloboc mare. Deci ea trebuie să stea în boloboc. Se spune că de jos un pic trebuie să mai intre. Deci atenție mare, punem în boloboc doar partea care se va monta balamaua. Nu ne apucăm să o punem și cealaltă parte pentru că ușa ne comandă. Deci punem asta în boloboc. Ok, și acum o punem și invers. Cu toate că vedeți că dacă contratocul este în boloboc, nu are nicio problemă. Pana asta nu prea îmi place. Este cam mică. O să iau pasă de aici. Adică am nevoie de o pană să strângă mai mult, mă refer. Nu face nimic, repetăm procedeul. Cu toate că sincer și asta mi se pare la fel. Voi băga două. Că e mai bine. Ok, este relativ înțepenită, acum o controlăm din nou. Așa suntem în boloboc. Așa nu suntem. Acum suntem. Ok, perfect. Acum că am bătut această parte în boloboc, după cum ați văzut aici, nu m-a interesat deocamdată să fie plus minus la nivelul peretelui, atât. Ușa comandă. Acum nu ne rămâne decât să montăm balamalele. Eu voi monta balamalele prima oară pe toc și apoi aducem ce trebuie, ușă și așa mai departe. Haideți să montăm balamalele. Ce vom face acum? Vom pune balamaua de jos. Cineva o să zică, da, avem balamaua așa. Care este partea care se va pune pe toc și care pe ușă? Adică se pune cu partea mică pe toc sau cu partea mare? E bine, dragii mei, se pune cu partea mare întotdeauna pe toc. Așa, aveți
niște scobitori, dacă pot să le spun așa, niște scoabe, niște găuri, cum se pune, să pune șurubul, vedeți un, o frezare, dacă pot să spun așa, vedeți ca șurubul să fie perfect ascuns, adică nu puteți să o puneți invers pentru că vă veți da seama că nu e cum trebuie. Deci, măsurăm la 15 cm, eu aici le pun, deci la 15 cm balamaua. Ok. Deci le punem exact din prima toate șuruburile. Și de ce zic toate? Pentru că la ușă nu se pun niciodată toate șuruburile din prima, de se pun decât două și la urmă se pun și celelalte. Dar aici le finalizăm pe toate, să fie terminat. Ok. Acum o vom pune și partea de sus. Și acum ce vom face, vom lua de aici, deci avem 150 de cm, dat în două la 75 de cm, se va pune balamaua, eu deja am făcut semn. Deci următoarea balamaua la 75 de cm. La fel, finalizăm toate șurubele de pus, atenție mare, balamaua trebuie să stea lipită perfect de toc. Ok, acum că am terminat cu balamalele, nu ne rămâne decât să aducem ușa pe poziție, adică balamalele va trebui să le îndoim la 90 de grade, nu? Vom aduce ușa pe poziție, o prezentăm, ne lăsăm distanța care trebuie ca să fie treaba cum trebuie, să nu atingă nici jos, nici sus, nu? De jumătate de centimetru și încercăm să o punem. Deci acum că avem ușa pe poziție, ce trebuie să facem, o să vă arăt imediat. Eu mă folosesc aceste pene ca să o ridic, să stea exact, să nu atingă de gresie și nici să nu, să nu se închidă. Deci are distanța ei precisă care trebuie să o respectăm. Haideți să vă arăt un pic cum fac eu. Deci în primul rând o apropiem la balamale. Ok? Deci ea este perfect apropiată. Întotdeauna pana nu se pune lateral pentru că ea va fugi, se va duce încolo, se pune în capăt. Deci aici o ridicăm. Ok? Și cealaltă pană o vom pune în cap aici. Ok. Ne uităm puțin să vedem câtă distanță avem. Pare în regulă și e foarte important să ne uităm acolo sus să vedem ce distanță avem și aici. Cu toate că îmi spune să o mai ridic puțin. Și același lucru va trebui să fac și aici. Ok, o să ne uităm un pic cum suntem aici. Deci pare în regulă și acum nu ne rămâne decât să o blocăm. Deci ne asigurăm că suntem cu balamaua lipiți, trebuie să fim. Și punem un singur șurub. Ok. Acum vom trece la următorul. Și ultimul îl vom pune sus. Adică ultimul vom pune aici. Ok. Acum putem să ne punem câte unul. Deci mai bine la partea de jos pus iar încă unul. Următoarea etapă este foarte simplu. Acum că ea va sta în pene, vom scoate penele de răsubt care le-am pus sub ușă. Vedeți? Și ușa acum practic se închide
dar vedeți că aici nu e în regulă. Ce trebuie să facem în cazul ăsta? Deci acum partea asta se reglează după ușă, e foarte important acest lucru. Deci ne spune că trebuie să mai ieșim afară puțin. Mai bine să vedeți sincer din interior. Așa, și ne spune că mai trebuie să intre de jos în interior. Cum vă dați seama de închidere corectă, când închiderea este corectă? Practic când o trageți și bușește de garnitură, ea nu trebuie să flambeze. Când flambează de sus sau de jos, înseamnă că nu atinge în acea parte, atinge doar sus sau jos. Vedeți, în cazul meu, puțin, când o trag, flambează jos. Asta înseamnă că de jos trebuie să mai intre încă puțin. Ok, acum este ok. Încă un secret, când ușa este în boloboc, în ce poziție o puneți, ea acolo trebuie să rămână, nu trebuie să miște sub nicio formă. Vedeți? Dacă o las aici, o opresc, ea aici trebuie să rămână. În ce poziție aș pune eu, acolo trebuie să rămână când ușa este în boloboc. Verificăm și de aici, suntem în parametri, contează foarte mult și în interior să vedeți cum se închide. Adică distanța să fie la fel la ușă. Ok. Și acum se vor da aceste negrese. Întotdeauna se dă sub garnitură, uitați-le, ca să nu se vadă, cât mai aproape de garnitură. Îi vom da negrese cât mai aproape de garnitură și nu se vor vedea. Nu le strângeți foarte tare. Vedeți acum contratocul cât mă ajută. Nu mă chinui cu spumă, nu mă chinui cu nimic. Deci pur și simplu bag șuruburi și ele strânge de lemnul care l-am pus inițial. Cine m-a urmărit mai de mult știe, este clip pe canal, cum se efectuează un montaj de contratoc. Verificăm din nou să fie totul în parametri. Ok, și acum vom pune și în această parte la fel, cât mai aproape de garnitură. Aici nu trebuie exact la mijloc, pentru că aici va trebui să vină închiderea, deci dați-o puțin mai sus. Și respectiv jos. Acum trebuie să verificăm din nou închiderea. Care aici este strâns puțin cam tare, îi vom pune ceva o pană în spate.
Ok, acum suntem. Deci ea trebuie să închidă perfect. Ok, e perfect. Atenție mare că aceste uși sunt și pe stânga și pe dreapta. Întotdeauna cu partea mai mare, pentru că aici va veni cilindru, va trebui să vie partea mai mare în jos. Acum suntem ok, în parametri putem să-i dăm puțină spumă doar de etanșare, deci nu neapărat de stabilitate, pentru că ea, sincer, o vedeți că stă și așa. Deci îi vom da puțină spumă de etanșare. Ok, acum suntem în parametri și cu spuma și cu totul. Ușa este la locul ei cum trebuie să fie. Da, presează în garnitură, e normal, dar e ce trebuie. Acum o să ne ridicăm să facem efectuarea de montaj și de pervazuri plus prelungirile, pentru că peretele nostru este mai mare de 10 cm, automat trebuie să cumpărați o extensie, un prelungitor de pervaz ca să acopere frumos și cum trebuie. Haideți că pregătim celelalte materiale. Care este următorul pas? Va trebui să luăm măsura pentru glafuri. Știți foarte bine că ele sunt, dar întotdeauna, vedeți, sunt mai mari decât ușa noastră. Ei le las așa. Deci va trebui să luăm măsura precis întotdeauna, să ia din interior de aici, nu? De unde intră el, nu de sus, pentru că vă duc în eroare. Deci, luăm de aici măsură, exact, deci la partea de jos avem 201 precis, și o să încercăm să o tăiem pe prima. Deci trebuie să ne rămână unghiul la 45 acolo și vom măsura. Deci 201. Acum vom tăia cu pendularul, atenție mare, pendulul trebuie să fie la 0, adică să nu taie mult și să taie fin, ne trebuie nouă. Vă asigur că face o tăietură foarte curată și lama este originală Makita, dar priviți un pic ce tăietură face, deci e exact ca din fabrică. E foarte important ca pendulul trebuie să fie la minim ca să nu ia mult în brațe, dacă pot să spun așa. Haideți să încercăm să o punem. Deci asta e prima. Okay. În regulă. Același procedeu va trebui să facem și cu cealaltă și doar după ce avem
stânga și dreapta pusă, doar atunci la urmă să ia lungimea pentru cea de sus, pentru că vedeți, ei la fel nu știe exact cum avem și ne-au făcut decât o singură parte la 45. Tăiată, nu? Noi va trebui să o tăiem pasta exact la lungime. La lungimea asta numai după ce o avem și pe cealaltă pusă, doar atunci putem lua măsura precisă. După ce am tăiat-o și pe cealaltă, acum trebuie să luăm măsura exact la două măsuri ca să ne dea acest unghi la 45 de grade. Deci, partea de jos avem 84,5 și partea de sus extern avem 98,5. Deci atenție mare, trebuie să respectăm aceste măsuri să ne iasă cum trebuie. Deci 98,5, 84,4. Am făcut tăietura, deci am tăiat-o la dimensiune. Haideți să vedem ce iese. Ok, deci cam așa arată. Va trebui să facem același lucru și pe cealaltă parte, doar că, atenție mare, acolo avem acele prelungitoare care îmbracă peretele. Și acum o să vă arăt de acele prelungitoare, pentru că poate cineva nu este la curent cu acele. O să vă fac așa o simulare, vă arăt. Deci, acesta este glaful normal. Normal că dacă noi avem peretele mai gros, vedeți, nu va acoperi. Deci, practic, asta trebuia să intre aici înăuntru, să-mi acopere ca în cealaltă parte, vedeți? Practic, îmi lipsește o bucată. E bine, avem prelungitoare speciale. Sunt aceste, nu? La fel cu asta care intră în ea, nu? Deci, practic, acest prelungitor ce face, el va intra aici, nu? Cum trebuie. Bineînțeles, el este mai mare, va trebui să tăiem din el ca să ajungem cu această parte aici la colț. Și pervazul nostru va intra în prelungitor și practic se va acoperi tot peretele frumos. Deci, pentru cine nu știe, există aceste prelungitoare care face ca peretele să fie îmbrăcat. Am montat prelungitorul, haideți să vă arăt și noastră cum arată. Deci, practic, am ajuns cu colțul la colțul zidului, exact cum trebuie, ca să putem să îmbrăcăm peretele. Acum, bineînțeles, vedeți, e foarte simplu, punem frumos bagheta, vedeți, și îmbracă corespunzător tot peretele. Deci, credeți-mă că este ce trebuie. Cine nu știa de aceste prelungitoare, le recomand cu încredere, pentru că este mult mai frumos să fie tot peretele îmbrăcat. Ok, dragi prieteni, cam așa arată o ușă completă, finalizată cum trebuie, ca la carte, zic eu. Haideți să mergem și pe cealaltă parte, să o vedeți, cum am zis, și cu acele prelungitoare. O să închidem ușa pentru că să vedem mult mai bine. Să vă arăt un pic. Deci, cam ăsta este procedeul. Se vede foarte în regulă. Recomand cu încredere toată lumea care vrea să monteze ușă să cumpere aceste prelungitoare, că se va vedea exact cum trebuie, vedeți? Se va vedea perfect. În clipul de astăzi v-am arătat cum se montează corect o ușă de interior. Rămâneți aproape de canalul Corel Construct. Vă salut și să ne vedem cu bine la următorul clip. Nu uitați să vă înscrieți la canal, că este gratis. Sănătate vă doresc!